o formație de tancuri sovietice și în momentul când tancurile sovietice ajung la noi, începem atacul împreună cu ele. Da. Și avem și ziua respectivă de atac. S-a dat ordin de atac. Eu cu plutonul n-am plecat. Au plecat alte plutoane, au plecat. Dar era un foc atât de puternic, foc de infanterie și de artilerie, încât nu puteau să treacă. Au murit foarte mulți acolo. Eu n-am plecat. A venit iară agenții. Iară m-a anunțat că a dat domnul capitan ordin ca să plec la atac. Iar n-am plecat. Și a treia oară m-a amenințat. Cu curtea marțială. Și atunci am plecat. Eu eram tot timpul în mijlocul plutonului. Nu lăsam să atace singur. Trebuia să fiu și eu cu el. Comandantul companiei am auzit că se numea Baciu, era un capitan de rezervă, dar eu nu l-am văzut și nici nu știu. Așa. Am pornit, în fine, le-am dat ordin cum să înainteze, fiecare pe cont propriu, pentru că era și trageri de artilerie foarte puternice și până ne apropiem acolo de... Era o clădire în marginea unei șosele. Și eu trebuia să fiu cu ei și să fiu exemplu lor. Ca altfel nu mergea treaba. Am atacat. La un moment dat, mulți au căzut. Nici nu știu câți au căzut, de fapt. Și am înaintat, eu am înaintat înaintea plutonului și am ajuns la șoseaua respectivă. Și am trecut șoseaua și în șanțul de lângă ei, de acolo m-am culcat în șanț. Și atunci a început să arunce grenadele. Păi înseamnă că ați fost, dacă v-au ajuns cu grenadele, înseamnă că ați fost destul de aproape de linia inamică. 20-25 de metri. Și ce simți în momentele alea când ești acolo în linie, față aproape de ei? Ce ați simțit? Ce să mai simt? V-a fost frică? Păi, frică este, dar degeaba. Acum, norocul meu a fost, totuși, cu toată frica, că m-am ridicat în picioare. După ce m-am fost rănit și aici, și în ficat, și în picior, de două grenade, m-am ridicat în picioare, și m-am uitat către inamic. Da, dar ei aruncaseră grenada și m-am uitat la grenadă cum a făcut explozia acolo lângă mine. Nu m-a lovit nicio stijă din mine.